Bine ați revenit! Întrebarea la care trebuie să răspundem azi a fost una mai deosebită, legată de practică, chiar de tehnică. Să ne amintim despre ce e vorba. Să presupunem că avem două case absolut identice, cu centrale de încălzire identice și sisteme de încălzire identice. Singura deosebire este aceea că în una avem termostat de cameră, iar în cealaltă nu. Să mai presupunem că timp de o săptămână temperatura în exterior este constantă. Reglăm temperatura apei în casa care nu are termostat de cameră, în așa fel încât într-una din camere să avem, să zicem, 22 de grade, temperatură constantă. Apoi ne ducem în casa care are termostat de cameră, iar acesta este instalat chiar în camera care corespunde camerei unde avem în cealaltă casă termometrul și punem termostatul tot pe 22 de grade ca în casa cealaltă. Asta înseamnă că în acea săptămână caloriferele vor da aceeași cantitate de căldură în cele două case. Cum este posibil ca, deși casele au primit aceeași cantitate de căldură, una dintre centrale a consumat mai puțin combustibil? Într-o centrală termică obținem căldura prin arderea unui combustibil. Presupunând că arderea este completă, iar în cazul centralelor moderne, practic, este completă, legea conservării energiei ne spune că dacă ardem aceeași cantitate de combustibil, trebuie să obținem aceeași cantitate de căldură. Dar v-am spus că una dintre centrale, de obicei cea care a fost comandată de un termostat de cameră, folosește de regulă mai puțin combustibil decât cealaltă, deși casele au primit aceeași cantitate de căldură din moment ce a fost aceeași temperatură în ele. Dar cum este posibil așa ceva? Dacă centralele dau aceeași cantitate de căldură, n-ar trebui să consume aceeași cantitate de combustibil? Ei bine, tocmai aici e problema. Centralele dau aceeași cantitate de căldură în case, dar nu dau aceeași cantitate de căldură în total. Pentru că atunci când ardem un combustibil, indiferent ce combustibil, lucrurile sunt diferite de cazul în care avem încălzire electrică. De ce? Pentru că trebuie să evacuăm gazele arse, nu le putem lăsa în interior. Nici chiar în cazul în care arderea ar fi 100% completă și prin ardere s-ar produce doar dioxid de carbon și apă. Poate vă întrebați de ce? Pentru că dioxidul de carbon nu e toxic și vaporii de apă nici atât. Dar nimic nu e toxic până la o anumită limită și totul e toxic de la o anumită limită în sus. Dacă concentrația de dioxid de carbon în aer depășește 1%, apare deja somnolența. Peste 2%, efectul narcotic devine foarte puternic și se produce și creșterea pulsului și creșterea tensiunii arteriale. Iar peste 5-6%, deja depășirea unei anumite perioade de expunere duce la deces. În funcție de concentrație, cu atât mai repede, cu cât concentrația e mai mare. Cât despre vaporii de apă, dacă am lăsa gazele de ardere în casă, după câteva ore ar șiroi apa pe pereți, pe mobilă, peste tot. Așa că trebuie să evacuăm gazele arse, dar odată cu ele pierdem și căldură. Cu cât gazele arse ies afară mai calde, cu atât pierdem mai multă căldură. Deci în cazul centralelor termice și al sobelor, nu putem folosi toată căldura care se obține prin ardere. Avem inevitabil pierderi. Și acum, ce legătură au toate astea cu întrebarea noastră? Trebuie să ținem seama de două aspecte. Primul aspect, transferul de căldură de la flacără la agentul termic, de obicei apă, este cu atât mai bun cu cât apa este mai rece. Adică cu cât diferența de temperatură dintre flacără și apă este mai mare. Când centrala funcționează în regim de apă rece, adică apa din sistem încă nu s-a încălzit,
Gazele arse care ies vor fi mai reci decât în cazul în care apa este deja fierbinte, deoarece trece cu atât mai multă căldură de la flacără la apă, cu cât diferența de temperatură este mai mare. Al doilea aspect. Transferul de căldură de la calorifere la aerul din cameră este și el cu atât mai bun, cu cât este mai mare diferența de temperatură. Adică este mai bun atunci când caloriferele sunt fierbinți, mai mult din căldura apei care circulă prin sistem ajunge în acest caz în aer. Deci un sistem de încălzire cu flacără transferă mai multă căldură de la flacără la aerul din casă dacă în lanțul de transfer al căldurii există diferențe mari de temperatură decât atunci când diferențele sunt mici. Altfel spus, se pierde mai puțină căldură dacă se lucrează cu diferențe mari de temperatură decât dacă diferențele sunt mici. Acum putem răspunde la întrebare. Dacă termostatăm apa, caloriferele vor avea tot timpul o anumită temperatură, vor fi călduțe. Deci diferențele de temperatură dintre flacără și apă, respectiv dintre calorifere și aer, vor fi constante. Practic, nu vom avea variații de temperatură nici în cazul apei din sistem și nici în cazul aerului din casă, deoarece centrala va porni și se va opri foarte des, mergând câte un pic, menținând temperatura apei, deci și a caloriferelor, constantă, ceea ce duce la menținerea temperaturii constante în casă. Dar, dacă termostatăm aerul din casă, avem un sistem cu inerție termică mult mai mare. Centrala va porni și se va opri mult mai rar. Va merge mai mult timp, e adevărat, dar va și sta mai mult timp. De pildă, în loc să funcționeze 5 minute și apoi să nu funcționeze 5 minute și tot așa, dau un exemplu, va funcționa jumătate de oră, iar apoi nu va funcționa jumătate de oră și așa mai departe. Mai mult, termostatul de cameră are niște limite de toleranță pentru valoarea temperaturii. Adică în cazul în care este setat pentru 22 de grade, el nu declanșează încălzirea decât dacă temperatura scade sub 21,5 grade și nu oprește încălzirea decât atunci când temperatura depășește 22,5 grade. Este intenționat reglat astfel, veți înțelege imediat de ce. Asta cu jumătatea de grad e adevărat pentru încălzirea cu calorifere. La încălzirea prin pardoseală, limitele sunt de un sfert de grad, nu de jumătate, deoarece în acest caz inerția termică este mai mare, dar asta este altă problemă. Și deoarece avem o inerție termică mare și mai avem și aceste limite în termostatare, temperatura apei din sistem variază mult. Caloriferele se răcesc în intervalul de timp în care încălzirea este oprită, iar apoi în intervalul de timp în care centrala funcționează, se încălzesc la temperaturi relativ mari, devin fierbinți până când încălzirea este oprită de termostat. Adică, dacă am reprezentat grafic variația temperaturii apei din calorifere, am avea pentru cele două cazuri cam ceea ce vedeți acum. Variații foarte mici de temperatură când este termostatată apa și variații mari când este termostatat aerul. În cazul termostatului de cameră, când centrala începe să funcționeze, deoarece apa este rece, transferul de căldură se face foarte eficient de la flacără la apă. Apoi, când apa s-a încălzit, scade un pic acest transfer, dar crește mult transferul de căldură de la calorifere la aer, pentru că acum avem acolo o diferență mare de temperatură, caloriferele sunt fierbinți. Și deoarece reușim să ducem în acest fel mai multă căldură de la flacără la aerul din casă, vom pierde mai puțină căldură prin gazele arse și centrala va folosi mai puțin combustibil, deși în cele două case a ajuns aceeași cantitate de căldură. Acum, atenție! Ceea ce am spus este adevărat de regulă.
Dar pot exista excepții, deoarece eficiența unui sistem de încălzire depinde de foarte mulți factori. De pildă, în cazul centralelor cu condensare, se obține cu atât mai multă căldură prin condensare, cu cât se lucrează la temperaturi mai mici ale apei din sistem. Apoi mai contează volumul total de apă, volumul care trebuie încălzit, diferența de temperatură dintre interior și exterior, izolația casei și mulți alți factori. De asemenea, să nu uităm că și în cazul în care folosim un termostat de cameră, apa din sistem are o temperatură maximă admisă de termostatul centralei. Iar această temperatură are și ea o foarte mare importanță, pentru că există întotdeauna într-un anumit sistem și în anumite condiții o temperatură maximă optimă, cea care asigură cele mai mici pierderi. În concluzie, folosind un termostat de cameră, sistemul devine mai eficient nu doar pentru că putem să programăm încălzirea în conformitate cu necesitățile noastre, ci și pentru că, de regulă, vom avea în acest fel un transfer mai eficient al căldurii de la flacără la aerul din casă. Deoarece toți cei care au trimis răspunsuri au surprins cel puțin un aspect important legat de încălzire, i-am menționat pe toți și le mulțumesc pentru răspunsuri. Și acum sper că sunteți curioși să aflați întrebarea de azi. 8 vecini, Ana, Bogdan, Cristi, Dragoș, Elena, Felicia, Gabriel și Horia, locuiau fiecare în altă casă dintr-o nouă zonă rezidențială. Într-o zi s-au întâlnit toți cei pe care i-am pomenit la ora mesei într-un mic restaurant aflat foarte aproape de casele lor. Pe peretele restaurantului se găsea o hartă în care se putea vedea restaurantul și, de asemenea, apăreau și casele în care locuiau cei 8 vecini, așa cum puteți observa. Nu mult după ce s-au așezat toți la masă, a intrat în restaurant un cunoscut mai vechi comun al lor, pe care îl chema Radu, așa că l-au invitat și pe el la masă. La un moment dat, Dragoș i-a spus lui Bogdan: ieri după masă am văzut fum pe direcția casei tale, dar n-am putut să văd ce se întâmplă de casa lui Gabriel. Ana a spus: da, l-am văzut pe Dragoș la geamul de la stradă, e chiar peste drum de geamul meu, încerca să vadă ce se întâmplă. N-a fost mare lucru, a spus Bogdan, s-au prins niște frunze și au făcut mult fum, dar chiar, Elena, am uitat să te întreb, bătea un pic de vânt dinspre est, sper că n-a ajuns fum la tine în casă. Elena i-a răspuns: nu cred, când am văzut fumul eram pe drum, mergeam la Felicia, dar n-am putut să fiu atentă la fum pentru că trebuie să traversez 3 străzi ca să ajung la ea. Însă n-am simțit fum în casă când m-am întors. Iar Horia a spus: eu n-aveam de ce să mă sperii, vântul ducea fumul în direcție opusă casei mele. Au mai stat ei câtva timp de vorbă și apoi Cristi i-a spus lui Radu: mâine seară ne întâlnim toți la un grătar, la mine, acasă. Te rog să vii și tu, poți? Da, a răspuns Radu, sunt liber. Atunci i-a spus Cristi: hai să-ți arăt pe hartă care e casa mea, tu nu cunoști zona noastră. Nu-i nevoie, a răspuns Radu, am aflat din discuția pe care ați purtat-o care e casa ta. Toată lumea a fost foarte mirată și neîncrezătoare. Voi știți? Dacă da, vă rog să spuneți în răspunsuri ce culoare are casa lui Cristi. Mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare!